Manifestări exagerate din partea fanilor petrolului. Chiar dacă toată lumea aprecia spectacolul pirotehnic de la meciul din cupă cu Rapid, forurile fotbalistice au decis să amendeze cluburile. Pentru torțele aruncate în teren și pe tardere folosite de suporteri, FC Petrol a primit o penalitate sportivă de 30.000 de lei, iar clubul organizator trebuie să achite mai puțin, 22.500 de lei. Totuși, federația se bazează pe aportul fanilor ambelor echipe la barajul cu Grecia, iar suporterii petrolului vor susține național României în jocul de pe arena Caraiscachis. În jur de 100 de ploieșteni au plecat cu mașine personale sau cu autocarul, în schimb alți susținători ai petrolului au mers la amicalul echipei favorite împotriva celor de la Hellas Verona. Cum gruparea petrolistă nu duce lipsă de jucători indisponibili, Contra a mai primit o veste proastă. Atacantul Vlăduț Morar s-a accidentat încă o dată și a trebuit să părăsească lotul național unde se afla în pregătire pentru meciul cu naționala Germaniei.